Și bonjurică, bonjurică, pur și simplu, uite, efectiv, în momentul ăsta, suntem toată lumea trează în organizația de bază. Așa? Îi spunem bună dimineața Laurei Jiga Iliescu. Ei s-au montat căști noi. Bună dimineața, vină mai aproape de microfon, te rog frumos, sau trage-l puțin mai aproape de tine. Mulțumesc, așa. Și, nu-i așa, Silvia, fă ceva cu cutia aia. Așa? Nu. Atențion. Atențion. Roman, dați și restul strămoșilor, doar că ei nu dădeau 32 de milioane de euro pe flori. Etnologul Laura Jiga Iliescu discută împreună cu Răzvan Exarhu la Morning Glory despre ce-a mai rămas viu din tradiția primei zile de primăvară. Morning Glory, Morning Glory, mi se mișcă dințișorii. Bonjurică și primăvară frumoasă. Bonjurică. Bună dimineața, mulțumim. Bună la fel. Dimineața. Așa. Mulțumim. Săruna și invitatei. Da, bună mulțumim, dimineața. Mulțumim foarte mult. Cum am zis, daci, romani și bulgari. Că noi și bulgari avem. Și greci. Și greci, da. Și greci. Ok. Și macedonii. Bine, acum ce să zic, începem cu reproșurile. Alb înseamnă pace, roșu înseamnă război. Așa, așa se zice. Poate să însemne orice. Da. Eu cred că poate să însemne orice. Poate cred însemne... că important e că sunt două culori răsucite. Asta deci e cel mai... Nu în Balcani este doar așa răzleț, nu în tot Balcanii, nu? La sârbi este? Nu este. La sârbi nu știu să fie așa de răspândit. Aha. Nu, că era important să știm la albanez, dacă... La albanez, da, este la albanez. Hai că încet, încet ne apropiem. Deci când ne apropiem, peste tot unde, unde, peste tot unde da. Avem sacoșe de rafie, există și mărțișor. Hai, vă ascultăm. Fire avem. Da, mulțumim. Așa, Laura Jiga Iliescu, etnolog, folclorist și așa mai departe și om de teren într-o mare parte a vieții sale, da. A studiat problema mărțișorului și a ajuns la concluzia că e o sărbătoare... Cine știe ce. Bun, se pare că existau din preistorie tot felul de pietricele, amulete care se puneau la gât, dar nu costau atât, în primul rând. Asta ar fi altă treabă. Eu nu știu cât costau. Că s-ar putea să nu fi... Într-adevăr, sunt niște pietricele descoperite arheologic prin mehedinți, colorate roșu și alb, da. Care se purtau, mă rog, sunt pe un șnur. Acum, unde se purtau la gât sau la gleznă sau la încheietură. Dar nu știu dacă era simplu. Adică nu cred că era chiar ușor să ai o pietricică găurită. Ori trebuia să o cauți bine, bine pe albia râului, ori trebuia să faci tu lucrul ăsta. Să știi un meșter. Ceea ce înseamnă fie că aveai timp să te ocupi de găuritul pietrelor, fie să plătești un meșter. Adică nu știu dacă era scump sau ieftin. Dar cred că baza era firul. Dar, deci firul ăsta împletit, alb cu roșu, da, altă semnificație în afară de război și pace de Tolstoi, mai găsim? El, firul ăsta era alb și roșu, era alb și negru și atunci te poți gândi la zăpadă și la pământul fără zăpadă, la lumină și întuneric, că tot vine primăvara. Bun. La frig și căldură și mai ales și mai ales albul este și o culoare de trecere, de care semnifică trecerea dintr-o ipostază în alta. Era chiar și o culoare de doliu. Era da. Chiar și o culoare de nuntă. Dincolo de puritate și de albul ăsta. Ori e acum o trecere dinspre un sezon înspre alt sezon. Și mai zi. La romani înțeleg că se petrecea anul nou. Da, anul nou roman ar fi fost ăla civil la 1 martie. Și da, se pare că și de acolo am luat ceva, dar nu poți să pui bază în ăștia. Posibil, e foarte greu să faci astfel de... N-ai telefoane, n-ai oameni, da. De, cum să spun eu, de filiații directe. Probabil că au fost și astea și astea și astea, la un moment dat s-au mai întâlnit pe parcurs și au ajuns până la urmă la mărțișorul de azi, care nu știu cât mai are în comun cu acel mărțișor. Acum mărțișorul e într-o poveste din asta de revitalizare, cred eu. Parcă și de când a intrat pe lista UNESCO, că asta știm. Da, bun. Și? Și se reface. Sunt acțiuni din astea de
confecționarea șnurului, care necesită două persoane, cineva ține și celălalt răsucește. Nu un singur om face șnurul. Asta e interesant, apropo de două fire, două lumini, două și așa mai departe. Două ființe, da. Două ființe. Două forme de energie și așa și, mai departe. Da. Și totul este yin și yang până la urmă în lumea asta. Da, ca la șpriț. Vin și apă minerală. Adică și ăla este un fel de mărțișor. Când vine să râd în microfon. Da. Răzvan, întrebare pe buzele tuturor, de altfel sunt purtătorul de cuvânt al colegilor. De ce ți-ai pus mărțișor? L-am primit la Bistrița, l-am primit astăzi de la o invitată care are legătură cu Bistrița și în Bistrița femeile oferă mărțișoare bărbaților. Așa că e o bicicletă. Mulțumim, da. Da. Nu e ce crezi tu, poți să te explic. Da, n-am crezut nimic, ți-am spus. Da, bine că asta. nu se dau simboluri și mai mari de atât. Eu știu, o mică atenție în sensul ăsta. O mică atenție, da. Așa umblați voi cu șpăgile, da. Noi ăștia din presă știm foarte bine. Cred că a sosit timpul să continuăm discuția la radio și să vă mulțumim și vouă și telespectatorilor și să vă dorim tuturor o primăvară frumoasă și mai ales luminoasă, pentru că nu seamănă cu organizarea din teren. Așa e că... prima zi de babe, deci nu putem ști. Când afară de mărțișor încep respect. Și babele, să respect. Nu uităm. Babe, respectiv, colect politic, persoane în vârstă. Vă mulțumim foarte mult și vă spunem morning la revedere. Glory, morning glory, mi se mișcă din tișorii. Bun. Și asta a fost, a fost prezența noastră la ProTV, dar continuăm discuția aici. Ziceai că ăsta se schimbă, adică ce? Se reapucă artiștii în pulovere de la fondul plastic să... Pe de o parte, traseul ăsta al mărțișorului dinspre sat, înspre oraș, care a început în secolul al XIX-lea, când în sate mamele dădeau copiilor sau fetele băieților și băieții, pe 8 martie ci că ar fi dat și ei, au căzut căștile fetelor, venind la oraș, au ajuns o mică atenție. Nu mai e o amuletă, nu mai e protector, nu mai are o încărcătură, hai să zic, care are și puțină sacralitate în ea. Da. Și acum are o încărcătură simbolică a iubirii, a dragostei, a respectului ce-ți port, acum tot citez. Da. Mutându-se, s-au schimbat și în loc, adică a devenit civil, în loc așa. De pietricică sau în loc de bănuți de argint sau de aur, a ajuns un cosaș, un trifoi cu patru foi, ceva ce-ți aduce noroc, un ghiocel. Și într-adevăr a fost asta, perioada aia interesantă, care cred că a durat până prin anii, nu știu dacă a durat până prin anii 2000, da. Când studenții, foarte mulți studenți sau artiști plastici făceau mărțișoare, chiar opere de artă, care mai de care mai năstrușnice, mai inventive, pe stradă vândute. Acum mi se pare că, de exemplu, m-am uitat zilele astea și eu, ca noi toți, da. Există tarabele, dar mi se pare că sunt destul de uniforme, mi se pare că nu... că seamănă foarte tare mărțișoarele între ele. Păi, e posibil ca odată cu studenții ăștia să fie intrat chinezii pe fir? Și cred că nu mai... Deci, practic, studenții și artiștii plastici nu cred că se mai implică așa de tare în fenomenul ăsta contemporan al mărțișorului urban. La târguri, la târgurile de la muzee, probabil că mai merg. Probabil mai găsești din lemn. De altă parte, se redeschide, confecționarea mărțișorului tradițional prin aceste revenimente de care spuneam încă de la ProTV. Da. Copiii sau tinerii se strâng sau oameni maturi se strâng și fac mărțișoare ca într-o șezătoare. Și pe alea le fac cu fir și cum se făceau. Dar e iarăși o altă dimensiune, să spun, a fenomenului care devine în felul ăsta autentic. E un alt fel de autentic de acum. E un autentic urban și revitalizat. Bun, acum nu e neapărat o slujbă de la biserică, nu e un canon pe care să-l urmezi. Dar știu, adică el trăiește cum poate și se adaptează și supraviețuiește. Nici animalele de acum nu seamănă neapărat cu animalele de când au apărut ele. Și de asta cred că m-ai și chemat la emisiune, păi da. Pentru că face parte din acest fenomen și vorbirea etnografilor la microfon despre tradiție. Zic. Păi da, sună coerent. Deci are șanse
de supraviețuire. Da, eu cred că da. Da, că da. Asta era, de fapt, prima întrebare. Dacă mai trăiește și dacă mai seamănă puțin cu ce a fost. Sau știm ce a fost, păi de fapt? Nu știm și nu știm nici exact poveștile. În general, un ritual, cât este el de mic, tot are niște povești în spate. Ceva pe care se bazează și pe care apoi le legitimează ritualul. Mă rog, e așa o interferență din asta. Dar, poveștile alea cu siguranță le mai știm noi, că dacă le zicem la radio, și le mai știm din cărți. Alea nu cred că se mai povestesc. Baba Dochea, care torcea firul, timpul, mă rog, eu aș zice, ea torcea fir alb și fir negru. Și urcă la munte. Te tot spune despre baba, toată lumea știe povestea, nu o mai repet. Cred că se face la școală. Probabil, da. Eu nu mai știu. Nu mai știu sigur. Povestea? Baba Dochea, care nu știu în ce măsură era chiar o babă în sensul bătrână, ci știți că babă înseamnă și un pic de căpetenie, de cineva cu autoritate, să spunem. Da. O poveste o arată soacră rea, care își trimite Nora după fragi iarna și cu ajutor divin Nora găsește fragii și îi aduce fragii. Atunci zicea, a venit primăvara, zice Dochea. Mă duc și eu cu oile, ea avea oi la munte și se îmbracă cu 9 cojoace, câte aia azi 9 babe, și vine căldură și ea își dă câte un cojac jos și când ajunge spre vârful muntelui, frig îngheață și ia și oile. Vreme capricioasă, trecere iarăși, nu mai e nici iarnă, dar încă nu e nici chiar primăvară, încă nu e nici chiar cald, e între. Da, ea, baba Dochea, care torcea, asta e altă versiune a legendei, a mie mi se pare interesantă, care torcea fir alb și fir negru, urcă la munte. Dar, de fapt, ea încalcă o interdicție. De aia va fi ea, de fapt, va fi înmărmurită, că sunt toate pietrele astea care se numesc babele. Da. Pentru că frecventarea muntelui în mod tradițional în perioada asta încă era interzisă. Pe munte se urca mult mai târziu, de la Sfântul Gheorghe în sus. Și nu, în anumite zone nu urcau femei, nu numai în Carpați, și în alți munți de prin Europa. Deci ea încalcă niște interdicții și practic este în mărmur. Ea nu-i moartă, ea e acolo, în continuare, toarce. Numai că are forma asta de piatră. Asta e o poveste poate legată de mărțișor cu firul alb și firul negru, dar într-adevăr asta nu se mai povestește. Am zis-o eu acum. Da, e foarte bine că ai zis-o și... Dar știi, pentru că ziceai de cum supraviețuiește un obicei, uite că fac și eu gestul ăsta al firului. Ce chestie! Da, e frumos și oricum e delicios să o auzim pe Laura Jiga Iliescu pronunțând ca la ea la Sighișoara Ria, da, o femeie, da. Ria. Da, domne, nu, n-am, asta e, asta îi. Mulțumim foarte mult, Laura, și ne bucurăm că ne-am revăzut și să vină o primăvară frumoasă. Așa. Nu neapărat în următoarele zile din ce am văzut acum pe telefon, dar în curând pe micile ecrane ale Instagramului vostru vor... De mucenici, atunci. Vor apărea și zilele de primăvară. Da. Vin mucenicii, măi. Ce facem, măi? Ce cu facem? Zeamă sau din fără zeamă? Sau fără zeamă. Eterna întrebare. Laura, tu ce preferi? Cu zeamă. Cu zeamă, da. Bun. Cu zeamă. Zeamă. Voi spuneți zeamă? Noi? Da. Noi nu facem mucenici. La Sighișoara nu sunt. Nu e mai simplu să mănânci de la ăștia. Sunt și de ăilalți. De cocă, adică... Nu sunt deloc. Nu sunt deloc. Sunt acolo alte... Adică se face coptura aia în formă de op, dar, mă rog, în alte situații. Bun. Mulțumim foarte mult, Laura, să vină o primăvară frumoasă și niște zile... Și să avem o zi bună și nu ria. Ria, da. Vă dorim o zi bună, nu ria. Nu, știți să... Ria. Ria. Nu, așa, ria. E un pic mai moale. Adică? Deci, tu spui ria. Așa. Dar trebuie ioara un pic mai ria. 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 Mai cam așa. Așa? Ria. Te lași adică nu punem, nu băgăm iu în seama atât de mult. Da, ria. Exact.
Adică e acolo, știm că e acolo. Nu este E, e clar. E semi-mut. Da. Ria. 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 Cum, semi-mut, cum sunt toți influencerii când le pui un microfon în față. Da. Tă. O vreme, cum e vremea, mă? Ria. Morning Glory, Morning Glory, toate e aleatorii.